alt. Avansul nostru s-a diminuat pentru că în timp ce încercam să căutăm o mașină să crească... Și a oprit o doamnă care iar îl suna pe bărbatul. Sushi, pe video și să vorbească cu tine. Hello! Hello, mister! Și tu iar încercai să fii drăguță, deși erai disperată pentru că echipele se adunau. Mamă, când i-am văzut că vor lua toți și mă gândeam că până se mișcă femeia aia cu telefonul, o cu soțul... O să vină toți și o să ne batem pe mașini acolo, că nu din 10 mașini oprește una. They are stopping cars and they are going. Please. Oana, scoate șapca! Am prins o tactică și până acum a ținut, trebuie să-mi dau șapca jos ca să-mi fluture vântul destul de bine părul. Pentru că ei n-au mai văzut Ileana Cosânzeana aici, cu cosițe blonde. Dar chiar a mers. Hai! Nu, nu te cred că te duci la ăia. Hai că opreau la noi ăștia. E a noastră asta. Cine e acolo? Oana cu găinușă. Zic, ia uite-mă, n-au la mașină. Please help us, please. Please, Bă, frate, ne-a luat mașina, bă! N-are nimic, las. Ne-a luat mașina, bă! În momentul în care ne-am urcat în mașină, erau la autostop și Nartea și Vâjeu. Ah, ok, nu-i văzusem, eu eram deja în mașină. În lampang merem, gata, în lampang! Bambon, ceai pierd, lampang. Era foarte multă lume la autostop. Deci dacă la autostopul ăsta pe care l-am făcut am văzut-o și pe Anca cu Andreea. Și pe state. Și pe state. Înseamnă că și ei au terminat destul de repede. Cam în același timp. Cam în același timp misiunea pe care o aveau de făcut. Comenzile pentru elefanți. 8, 9, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 13, 14 și ale două ce sunt? Făcusem cu două în plus. Și am făcut și cu două. Cu două în plus făcusem. Nu mai știu exact. Nu suntem atenți, nu știu. Nu, nu știu ce e cu noi. Nu ne concentrăm. Mablong, asta când face așa vrea să te pleznească un pic, știi? La un moment dat a venit un alt domn, ne-a repetat din nou cum se spune. Și nu numai că se spunea într-un fel, trebuia să-l atingi, n-ai văzut? Frumos pe cap. Mablong! Mablong! Și sub bărbiță, și pe ureche, și pe nu știu cum, și făcea. Mablong! Yeah! Ok, bravo! Mablong! Bravo! În cele din urmă, eram ultimii, cred, acolo, în cele din urmă, într-un final, s-a așezat și pe burtică. Și am plecat și noi ultimii. Please. Hai că oprește, Hai, fugi! Go. E a noastră! Stavadi. E mașina noastră! Băi, nu se poate așa ceva! Ei, nu i-am oprit mașina asta, pare rău. Păi, asta era clar pentru noi, adică n-avea. Sau am ieșit în fața lor să se oprească. Hai că nu le luăm mașina, hai! Ok. Da, nu știi, șoferul ăla când vede 10 echipe într-un loc, oprește că vrea să ia pe cineva oricine. Nu cred că contează așa mult. Lampam! Ha, pierde prea mult. Hai că pierdem! Dar sunt mulți înaintea noastră. Da, sunt toți. Deci toată lumea zice că eram la prima adunare, deci că eram la careu, toți erau acolo, deci că era careu în stradă, pe cuvântul meu. Eram care pe care, eram destul de apropiați la 5-10 metri unii față de ceilalți. Și dă-i și făi cum la mașini și apuc. Uite, oprește. Hai. Prima mașină care a oprit la semnul nostru noi a fost un van, care, bineînțeles, până a oprit, s-a dus încolo. Da. Normal. Am fi ajuns primii la ea, dar pentru că ei au oprit-o, e normal. E normal, i-am lăsat pe ei. Noi, până am ajuns noi la mașină, deja o luase Vlad cu Andrei, vorbeau cu domnul. Mersi că noi l-am oprit. Ia să vedem. N-ați luat și voi una mai devreme. Hai, lasă-i. Tu te-am zis, lasă-i pe ei să o ia. Chiar dacă am oprit-o noi. Exact. Și ne-am dus mai departe. Mai departe. Okay. Dai prot, să dai prot. Hai că noi oprim. Mașini. Hai aici, că n-am eu oprit. La un moment dat, venise un pick-up și am făcut semn. Era un pick-up care venea în viteză mare. Am făcut semn. A început să dea semnalizarea stânga. Oprește. Doar că nu avea unde să oprească, pentru că erau deja echipe, erau mașini aliniate. Please, gata. Ia, prisem! Noi l-am oprit noi! Bă! Noi l-am oprit pe ăla! Nu era niciun dubiu că noi eram destul de departe de ceilalți, ca ceilalți să nu fie oprit. Deci noi cred că l-am oprit. Ia, prisem! Ba noi, ei au oprit. Ba da! Și nouă ne-a luat o găinușă, ne-a luat mașina. Hai să mergem, să luăm pe ăla! Ok. Can we jump in the back or here?
In the back. Perfect. Thank you. Ne-am pus în spate toate. Ne-am pus în spate și gâfâind v-au venit spre noi Nicolae cu Sorin. Înainte să plece mașina. Deci noi explicațiile le-am dat, ei au acceptat. Nu l-am lăsat și pe voi al nostru. Nu e. Noi am opriciat. Asta semnalizare. A oprit mai încolo, logic, că era mai aproape de voi. Viteză mare, da, dar e mașina noastră. Noi l-am oprit, dar da semnalizare când ne-am făcut semn. Noi v-am lăsat duba. V-am lăsat duba când ați făcut ultimii. V-am lăsat duba când ați făcut voi semn. V-am lăsat, fecior. Ce semn, că nu înțeleg nimic. Păi noi ne lăsăm, noi le lăsăm duba și ei ne-o iau pe a noastră. Nu mai știam care dubă, pentru că n-am luat nicio dubă. Eu știam care e dubă, dar n-am fost pe fază să zic, păi n-a fost pentru noi dubă, a fost pentru Andrei și Vlad, care nici măcar nu știu dacă au mai luat-o. Asta e concursul, n-ai ce să-i faci. Nu-i nimic arde pentru asta. Eu am învățat tot timpul că dreptatea este la mijloc. Cu siguranță, noi am făcut autostop de tot grupul, nu neapărat de ei, dar timpul petrecut de explicat, de urcat în mașină a fost destul de îndelung. Ei ar fi trebuit să vină înainte să explice. Hai mă, că nu vor, mane! Deja sunt de 3 minute, hai! E ok? Am promis că ne duc și dă-i goană către Lampanc. Bă, ce ne-a luat că-i nușă mașina, bă, băiatule, bă! Și Lutand i-a luat-o cineva. Cine i-a luat-o, Lutand? Că i-a luat-o cineva și Lutand. De ce te-a oprit? De ce te-a oprit? Nu, bat că e? Nu, el nu a făcut doar asta. De ce vreau să mă bat cu ei? Nu era vorba de bătaie. Dar n-a vrut, a zis, orgat, acolo, ce-l mai lăsat. Nu contează, nu. Trebuia să mergem, când am fugit către mașină, era noastră. Am fugit după tine. Nu, ai stat la 10 metri. Și ce fac, să le dau după ce am dat toate explicațiile și după ce a fost ok? E o competiție. Nu există reguli la autostop de genul taximetriști, să ne punem pe rânduri și așa mai departe, înțelegi? Despre asta este vorba. O să se supere, asta e. Asta e Asia Express. Take it or leave it. Bade, ia voi așa ăștia în fața mea. Ne-am dus înaintea tuturor ca să luăm mașină cât de repede, pentru că mai erau alte echipe. Vreți? Yeah. Le-am reușit. Nu cred. Ba, dar a mea! Andrei! Oricum, stăm de mai mult timp aici, mașinile astea opresc, nu știm la cine opresc, așa că o furăm noi repede. Asta e. Nu-i corect! Aici e că au mâncare aici. Au mâncare aici. Uite, i-a luat, vezi? Foarte urât. Era mașina noastră, frate. Ce-i zicea să căutăm steagul? Baftă! Nu-i corect! Nu-i corect! Ce-i atras cu ei? Ce să străguie, m-a lăgat după tine, dar am băgat și eu să mă coboară jos. Nu contează, Sorine, vreau să mergem, să răspundem că e mașina noastră. O să-i bă cameră și o să vezi că era sus și nu să mai dai jos. Ce bine, ne certăm pentru asta? Sorin s-a enervat, eu m-am enervat, am început aproape să ne enervăm că Sorin zicea, nu insist, ce să insist, mă, că m-a aruncat în ben, adică ne batem aici, zic, ce să-mi bate? Imunitate.